La fel ca în urmă cu două luni, proiectul vizând creșterea tarifelor pentru producerea, distribuția, transportul și furnizarea agentului termic către populație și agenții economici nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi votat. Și asta în ciuda argumentelor primarului Iașului referitoare la faptul că majorarea prețului este o obligație legală reglementată de autoritățile de la București. Ceea ce vreau să reamintesc este faptul că noi suntem operatori, adică nu lucrăm pentru creșterea tarifelor în beneficiu unui operator, fie o persoană juridică română sau străină, ci este pur și simplu o necesitate pe care ANRE-ul ne tot comunică de ceva vreme și pe care trebuie să o ducem la îndeplinire. De altfel, în ultima scrisoare pe care domniile lor ne transmit și pe care o aveți la mapă, ei ne spun în felul următor că orice refuz asupra aprobării prețurilor și tarifelor propuse trebuie să fie justificată. Cu 12 voturi pentru și 14 abțineri, proiectul a fost respins. 12 voturi pentru și 13 abțineri din numărătoarea mea, proiectul de hotărâre cu 14 abțineri nu a trecut. Este a treia încercare a municipalității de a aviza acest proiect, ultima fiind cea din luna august, când scorul a fost egal, 13 voturi pentru și 13 abțineri. Rămâne de văzut dacă respingerea proiectului va avea consecințe grave asupra viitorului sistemului de termoficare din Iași, în special în contextul încercărilor de a atrage un partener privat pentru administrarea acestuia.